În apropiere de București, la Hotarele, am fost întâmpinați de familia Apostu, de Ionela și de copiii ei. Aceștia locuiesc într-o casă veche, al cărei acoperiș nu mai face față vremii. Nu au mașină de spălat, iar Ionela spală zilnic de mână în curte. Câți copii aveți? Două fete și un băiat. Fata cea mai mare are 11 ani. Lorena? Da. Marina are 8 ani și Cristian are 4 ani jumate. Fetițele merg la școală? Da, una e în clasa 5-a, una e în clasa a 2-a și ăsta micul e la grădinița mijlocie. Vrea să învețe, asta îmi doresc, nu știu, din toată posibilitatea mea. Cât am învățat, o să învețe mai mult. Dacă vine Moș Crăciun, ce ți-ar plăcea să primești? Îmi plac să-mi primești o mașină așa de cu telecomandă. O mașină cu telecomandă? Da. Și pentru surorile tale? Păpuși. Păpuși pentru amândouă? Da. Dacă ar fi să primești ceva dulce, ce ți place ție cel mai mult să mănânci? Vreau să-mi primești pufuleți. Pufuleți? Mulți? Da, cu jucărie. Cum vă descurcați cu ei? Foarte greu. Ce venituri aveți? Venituri, deocamdată soțul meu lucrează. Practic doar salariul soțului și da. Alocații? Da. Ce ar fi nevoie să construim? Un pod, să merg pe el. Da? Și încă o cameră? Da. Salariul mic al tatălui nu este destul pentru ca această familie să ducă un trai decent, așa că mama este nevoită să muncească cu ziua. Dar chiar și așa este nevoie de alimente, haine, materiale de construcție și bani pentru muncitori. Dacă doriți să ajutați această familie, scrieți-ne la ceasulbun@ronstareanației.ro, iar Larisa vă va răspunde repede.